Potrivit presei naționale, instituțiile publice și organele de specialitate ale Administrației Publice Centrale, care solicită copii în format pe hârtie după actul de identitate ca și condiție pentru accesarea unui serviciu public, vor elimina această cerință. Acolo unde există tehnologia pentru scanarea și procesarea în format electronic. Actul normativ prevede și faptul că toate aceste instituții au obligația de a publica informații și modele de cereri aferente serviciilor pe care le furnizează în format electronic, atât pe site-urile proprii cât și pe punctul de contact unic electronic. Acestea vor putea permite descărcarea de pe calculator de către toți beneficiarii. Măsurile emise de guvernul României nu se opresc aici. Din potrivă, acestea vizează facilități și în privința taxelor extrajudiciare de timbru. Prin lege sunt scutite de acestea eliberarea cazierului judiciar și examinarea conducătorilor auto în vederea obținerii permisului de conducere. În același timp, pentru acordarea măsurilor destinate a celor tineri cu risc de marginalizare socială, este prevăzută preluarea unor documente direct de la autorități și instituții competente în acest sector la solicitarea lor. Potrivit executivului, procedurile de obținere la indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și alocație de stat vor fi simplificate. Așadar, se elimină cerința de legalizare a copiilor, după documentele justificative care includ și nașterea copiilor în străinătate. Comisia de tăiat hârtie a primit circa 3.000 de propuneri din partea cetățenilor și a companiilor în termen de 15 zile.